Vă salut, columbofili adevărați! N-aș fi vrut să fac acest video. Este o zi foarte tristă pentru mine din punct de vedere columbofilistic. Azi dimineață, la 7 fără un sfert, ne-am întâlnit colegii din Reghin. Doi colegi au mers la Alba Iulia la îmbarcare. Am trimis cei patru porumbei. Nu știu ce s-a întâmplat, înainte de îmbarcare, într-o ladă de-a mea, în care eu aveam trei femele, un mascul, un coleg moldovan, Dumitru, veașul de porumbel și Manicu, încă un porumbel. Au fost, nu se știe ce s-a întâmplat, au fost scăpați, nu știu, în fine. Dar problema este că aceasta s-a întâmplat la vreo 10 fără un sfert, acum este deja, cred că, trecut de 3 jumate. Și în 4 porumbei mi-au venit doar 2. Mi-a venit 7-4-5, femeia și 7-7-6. Deci cei mai buni porumbei ai mei, 51-le și 770 nu au venit. Nu vreau să dau vina pe nimeni, dar în fine. Am crezut că o să vină, dar vă dați seama, deja e 10, 3 jumate după miaza, pentru că îi mulțumesc pe această cale domnului Marius Tunduc, m-a înțeles și porumbeii o să meargă pentru a fi îmbarcați la Berlin. Numai că, vedeți dumneavoastră, azi e sâmbătă. Dacă vin mâine, jamarzi embarcarea. Eu nu știu când se mai recuperează. De la Alba Iulia nu am decât 126 de km aerian, dar unghiul este total opus. Și uite că astăzi au fost și multe alerte de ploi, de vijelii. Deci din 4 am doar 2 și favorițe nu au venit. V-am spus, nu dăm vina pe nimeni. Poate în tot lucru rău m-a învățat bunica mea că există și un lucru cât de mic, dar e bun. Și asta este. Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați susținut, a spus care vine prima, a doilea, a treilea, a patrulea. Vom vedea până diseară. Normal am vrut să fac video diseară, dar nu mai aveam răbdare și sunt și foarte supărat, vă dați seama, aveam 2-3 păsări care puteau să facă, vorbesc pe Transilvania, la nivel național, în fine, pe provincia Transilvania, că aici ne luptăm noi, putea să fie acolo cu siguranță top 3. Acum, munca mea de un an mi s-a dus. Din păcate. Deci am 770 și 751, încă nu au venit. Nu au venit. Am mai pățit eu o dată așa. I-am dus la un antrenament maratoniști pentru că am avut drumul la Luduș și din 3 maratoniști, acum vreo 4 ani, am dat drum pe la vreo 9 dimineața, doar 2 mi-au venit seara. Și unul n-a mai venit deloc. Vedeți? Se schimbă unghiul. Și plus vremurile astea, trebuia să avem demifond, tot l-am amânat, pe luni, de pe luni pe marți și nu se mai face acum, pentru că marți vin porumbei de la Znin și au vânt mare din spate, în fine. Asta este, măcar dacă ar veni să se pot duce, să se pot îmbarca pentru Berlin național, deși poate așa, zic eu că așa a vrut bunul Dumnezeu. V-am spus, nu dăm vina pe nimeni, dar nu știu, rămâne pentru mine o mare dilemă ce s-a întâmplat. Că porumbeii încă n-au venit. Asta e. Dacă, na. Măcar asta să-mi fie mulțumirea că vin porumbeii, chiar vorbeam cu prietenul meu, Marco Dumitru din Bistrița și îmi spunea, stai liniștit că o să vină pentru că au făcut multe maratoane.
Deci rămâne o mare dilemă pentru mine, de ce încă porumbeii n-au venit. Zbroați 830, 920 km și de aici nu au venit. Aceasta este, asta am vrut să vă spun. Succes tuturor! Pentru noi cam sezonul s-a încheiat, ce din reghin, dar mai este de zninu, colegii care au băgat încă, deci am fost 11 minus 3, 8, colegi, succes tuturor. Și dacă dă bunul Dumnezeu, sper să-mi ajungă și cei doi am să-i bag la Berlin. Vă salut, vânt în pene, vă rog, fiți adevărați.